Opt profesori de la școala gimnazială Mihai Eminescu au participat la un schimb de experiență în Irlanda. Acolo au avut șansa completării cunoștințelor prin preluarea unor exemple de bune practici din sistemul irlandez de învățământ și care pot fi aplicate cu succes și în procesul didactic de la noi. Diseminarea rezultatelor din cadrul proiectului a avut loc astăzi în prezența tuturor cadrelor didactice implicate. Potrivit directorului instituției Ioana Brudan, proiectul se ridică la valoare de peste 20.000 de euro. Vă spun că a fost o experiență extrem de interesantă. Experiență interesantă poate și pentru faptul că aș zice din trei puncte de vedere care ar sta la baza acestei afirmații, care justifică această afirmație. Odată pentru că Irlanda este o țară foarte frumoasă și sperăm să vă putem convinge despre acest lucru. În al doilea rând, pentru că irlandezii sunt niște oameni absolut extraordinari, foarte calzi, foarte calmi, foarte ospitalieri. Și nu în ultimul rând, pentru că au un sistem de educație foarte bine pus la punct, foarte bine pus la punct, cu ofertă extraordinară pe care sigur că o să vă prezentăm în cadrul proiectului. Un sistem de învățământ bine pus la punct în toată structura și articulațiile sale și din care, cu siguranță, noi și prin noi dumneavoastră, școala, vom avea de învățat. Eu spun și sub aceste auspicii, aș zice, să decurgă discuția noastră, este un sistem de învățământ din la care am avut foarte multe de învățat, dar vreau să spun că sunt absolut convins că și școala românească, și noi, și cadrele didactice, și copiii noștri au mult de oferit altora în acest schimb de valori și poate proiectele europene, sub această viziune, trebuie să le percepem, un schimb de valori între sisteme de învățământ din care avem de învățat unii de la ceilalți. Proiectul de mobilitate Școală Erasmus Plus, accesat de Școala Mihai Eminescu, a dat ocazia celor 8 profesori implicați să experimenteze sistemul de învățământ irlandez, metode și proceduri în activitatea școlară pe care să le poată implementa și în școala lor de proveniență.